Annyeonghaseyo! Bună! Astăzi suntem la o nouă lecție de limba coreană. Astăzi vom face vocabular, țările și naționalitățile. Hai să începem. Eu mi-am notat de data asta tot vocabularul direct. Ok. Avem Nara. Nara. Țară. Nara. Gukchok. Gukchok. Naționalitate. Gukchok. Și avem România. 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 Hanguk. Corea. Hanguk. Bukhan. Bukhan este Buk Nord. Han de la Hanguk. Corea de Nord. Buk, oh, aici Bukhan. Apoi Hoju. Hoju. Australia. Hoju. Apoi Ilbon este Japonia. Ilbon. Ok, cred că așa e mai drept. Ilbon, Japonia. Dokil. Dokil, Germania. Ok, deci avem România, Hanguk, Bukhan, Hoju, Ilbon, Dokil. Apoi, Chungguk, China. Chungguk, Miguk, Sua, Miguk, Spain, Spania. Ok. Așa. Spain, Spania, Indo, India. Indo, Vietnam, Vietnam, Vietnam. Deci, Chungguk, Miguk, Spain, Indo, Vietnam. Mai departe, mă întorc pe partea asta la altă. Pranksu. Pranksu. Franța, Franța. Yongguk, Yongguk, Anglia. Taeguk, Thailanda. Taeguk. Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria. Hungary, Hungary, Ungaria, Hungary. Franța, Yongguk, Taeguk, Bulgaria, Hungary. Și ultima listă, Ceco. Cehia, Ceco, Moldova, 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 Chile, Chile, Brazil, Brazil, Brazilia și Hong Kong, Hong Kong. Ok, să facem o recapitulare. Ok, aici este. România, Hanguk, Bukhan, Hoju, Ilbon, Dokil, Chungguk, Miguk, Spain, Indo, Vietnam. Ok. Franța, Yongguk, Taeguk, Bulgaria. Hungary, Ceco, Moldova, Chile, Brazil, Hong Kong. Ok, foarte bine. Dacă ați învățat țările, acum hai să vedem cum spunem naționalitățile. După țară, adăugăm cuvântul țaram. Țaram este persoană, țaram. Ok. O să încerc eu să fac un chenar. Ok. De exemplu, România Saram. România Saram este persoană din România, adică român, româncă. În limba coreană nu există gen sau număr. România Saram. Român, româncă. Deci, practic, dacă adăugăm saram, este persoană din țara respectivă. Hai să încercăm cu altele. Hanguk saram. Corean, coreancă. Chungguk saram. Chinez, chinezoaică. Taeguk saram. Thailandez, thailandeză. Hungari saram. Ok. Maghiar, maghiară, cred. Sper că nu zic greșit. Indo saram. Indian, indiancă. Dokil saram. German, germancă, de fapt este nemțoaică, cred.
sper să nu greșesc nici aici, Ilbon Saram, japonez, japonezaică, și așa mai departe. Deci, practic, dacă adăugăm Saram, înseamnă că sunt persoana din țara respectivă. Mai țineți voi minte de data trecută cum era verbul a fi? Ok, eu o să încerc să mai șterg aici. Verbul a fi, cum spun, sunt româncă. Romania, Saram, Imnida. Romania, Saram, Imnida. Ok. Romania, Saram, Imnida. Ok. Fără spațiu acolo între Saram și Imnida. Romania, Saram, Imnida. Sunt româncă. Romania, Saram, eu. Sunt româncă. Ok, dacă ați învățat până aici, eu zic că lecția de astăzi este suficientă, o să fac puțin mai scurtă și voi face încă un filmuleț imediat despre... Așteptați și o să vedeți! Ați făcut foarte bine dacă ați reușit să învățați vocabularul și ne auzim la lecția următoare! Bye, bye, pa!